Salutare, guys! Bună dimineața! O zi absolut superbă, suntem super încântați, vedeți tricouri și pantaloni scurți. Cred că e prima dată pe canalul ăsta când spune, mamă, ce mișto e afară. Da. Stați pe lângă noi că o să urmeze căldurile alea, o să începem să ne plângem iar de vreme. Dar până atunci, astăzi este o zi superbă. Adriana are două ședințe foto în Brooklyn, așa că vă luăm cu noi. Da, dar după aia, până la sfârșitul videoului, stați să vedeți că mergem la un eveniment pentru prima dată în... De când e canalul. Da, de când e canalul de YouTube. Mergeți împreună cu noi la un eveniment aici, în New York. Asta este prima adresă la care trebuie să fac poze, la exteriorul clădirii și la interior, dar la interior m-am pus să fac poze doar la holul de la intrare, atât. Eu nu m-am întâlnit cu niciun agent aici, mi-a dat o aplicație și mi-a dat câteva coduri. Și când vin la adresă, când sunt lângă ușă, activez aplicația să deschidă ușa și s-a deschis ușa la intrare. Gata, am ajuns la a doua clădire, asta este tot aici în Brooklyn. Da, interesant clădirea asta. Hai să mergem înăuntru să facem niște poze. Cântam melodia lui Spider-Man, a trebuit să inventez un cântec cu Spider-Man. Mai nou AJ e nebunit și s-a pictat odată, l-am dus la școală la un eveniment unde l-au pictat pe față într-o mască de Spider-Man și acum numai asta aud că vrea. AJ, ce vrei, mama? Ce spuneai că vrei să facem? Până un anul, picăm la mântă pe mai Spider-Man. Deci mergem la eveniment, da? Yeah, and now we had to stop the monster. Ah, okay. Okay. Bine, hai să mergem, guys. One eternity later. Chiar că după o eternitate, în sfârșit am ajuns și noi aici unde are loc evenimentul. Acum, eu sunt convins că voi credeți că e un eveniment de ăsta în care ne îmbrăcăm și noi la costum, cu rochie, frumos. Asta este a doua zi de eveniment. Prima a fost ieri. Dar fiind zi lucrătoare a săptămânii, n-am reușit să ajungem și atunci mergem astăzi. O expoziție de mașini vechi. Pe mine mă încântă expozițiile de mașini vechi. Sunt sigură că sunt multe femei cărora le plac așa ceva. Deci nu este. Este un vlog astăzi pentru toată lumea. Este cum am ales noi să ne petrecem ziua de sâmbătă. Este exact pe malul râului Hudson. O să mergem pe lângă apă. Sincer să fiu, acum căutăm o toaletă și știm una un pic mai încolo. Hai să mergem. M-am uitat de 10 ori, cam așa este atunci când parchezi în New York. Am găsit loc de parcare din prima și Adrian zic, băi, măsoară să avem fiții, distanța până în hidrant, să vedem în jos, măsoară, băi, Oana, sunt. N-ai cum să găsești loc de parcare atât de repede, zic, băi, ceva e neregulă. Adrian a măsurat distanța să avem fiții până în hidrant. Bine, la mine, mă, Oana, sunt fiți, avem mai mulți chiar. Mă, nu se poate! Mă dau eu jos, mă uit la semn, citesc semnul, băi, e ok, arată săgeata bine. Hei, vedem noi când ne întoarcem dacă nu primim o amendă. Adevărul că aici când găsești parcarea așa repede, no, e ceva neregulă. Trebuie să te uiți de 3 ori dacă nu ești în pompă, dacă nu ești pe no standing, dacă nu ești în stație de autobuz și așa mai departe. Dar în sfârșit am găsit, avem noroc și acum mergem, mai este mult loc până acolo? Mai este puțin. Este o zonă foarte frumoasă, mie îmi plac acolo, vin și iahturi, acolo ancorează iahturi. Da, o să vă luăm da. Într-o seară, pentru că e foarte frumos de văzut seara. Se luminează și au lumină pe dedesubt și e ceva deosebit. Da, e super. Oricum, mergem la baie prima și prima dată și după aia mergem la eveniment, guys. Am ajuns aici, mașinile nu sunt foarte multe, dar sunt vechi, sunt tot fel de mașini de curse și nu numai. Și da, mie mi se pare interesant până acum, mai ales că am aruncat mai întâi și o privire la bărcuțele care sunt ancorate. Deci bărcuțe și mașini. Super, super frumos astăzi. Hai să le vedem mai de aproape. Un lucru interesant la evenimentul ăsta mi se pare faptul că unul dintre organizatori merge cu microfonul și stă de vorbă cu fiecare proprietar de mașină, cu fiecare colecționar. Așa aflăm și noi niște detalii tehnice despre mașini. Cel mai important lucru mie mi s-a părut când intreau pe fiecare în parte. Cât valorează mașina acum? Și sunt niște scoruri de astea. Wow! Deci a rămas când o mașină valorează 2 milioane de dolari. A rămas 2 milioane de dolari închiși într-o mașină.
Bănuiesc că are pe lângă valoarea istorică a mașinii, mă rog, o prezintă la concursul, după câte am înțeles. Da, se duc la concursuri, în fiecare an, cu fiecare an care trece, valoarea mașinii crește. Deci ăștia sunt colecționari, nu cred că o fac pentru, nu știu, în 10 ani să vândă mașina și să facă profit. Asta este un hobby. Eu am văzut un Rolls-Royce frumos din 1965, deosebit. Dar m-am văzut, știam... Ți-ar plăcea, nu? Mi-ar plăcea, dar mașina aia sport, că eu sunt cu viteza, aia albastră. Am Maserati, cred că era aia. Nu știu ce era, frate, da, dar nu, ce... Nu știu. Ea e soatea, ok, m-aș vedea conducând alta, dar zic eu, nu! Un BMW din 1973 chiar, eu nu eram pe lume. Din punctul meu de vedere, mașinile care se făceau înainte aveau mai multă personalitate, mult mai multă personalitate decât ceea ce au... ce găsești pe piață în ziua de astăzi. Plus că erau făcute cu detaliile în gând. Erau foarte bine gândite înainte să le facă. Da. Nu puneau pe bandă rulantă o mie de mașini. Și ce îmi place foarte mult este pielea roșie din interior și mașina e albastră. Uite, ne uităm la un Maserati din 1961, care este absolut super. Îmi plac toate detaliile la mașina asta și ce îmi place foarte, foarte mult, să cred că jențile se îmbârt în sens invers decât cauciucurile. Și arată... Asta mi-a atras mie ochiul, că lucesc. Și în interior mașina pare foarte încăpătoare și are piele roșie și culoarea este albastru închis. Nu știu, mie mi se pare o combinație foarte frumoasă și mașina este deosebită. Hai să mergem la următoarea. Deci, am venit și le găsim pe toate în același loc la evenimentul ăsta de mașini. Am admirat mai devreme iacturile și acum a trecut în trei formații, avioane, sus. Sicadrene este și un eveniment cu avioane în același timp. Toată lumea se uită în sus, nu se mai uită nimeni la mașini. Da, nu se mai uită nimeni, Adrian, ci că să vezi în spatele tău cu toată lumea cu gura căscată pe se uită pe sus. Asta este un lucru extraordinar. M-am oprit să vă spun despre mașina roșie din spatele meu. Este un Jaguar din 1955. Încerc să vorbesc un pic mai tare, să-l acopăr pe tipul ăla, dar el are microfonul mai șmecher ca al meu. Așa, mă fascinează detaliile care le-am văzut la mașina asta. Dacă printre voi sunteți pasionați de mașini, atunci cu siguranță o să observați mai multe detalii decât pot eu să cuprind. E absolut uimitor bordul în mod deosebit la mașina din spatele meu. E ridicată capota și Adrian probabil că o să meargă cu camera să vedeți și motorul de la un Jaguar din 1955 cum arăta. Oglinda retrovizoare nu este sus așa cum ne-am fi așteptat noi, ci este jos, chiar pe bord și este atât de mică. Oricum, detaliile sunt fine și de bun gust din punctul meu de vedere și mie mi-ar face plăcere să le vedem și la mașinile de ziua de astăzi, dar îmi imaginez că probabil costurile ar fi mult mai ridicate la mașinile. We still have to go up this way because we're the giant. Dar unde am venit noi acum? Ce sunt în spatele tău? La ce am venit să ne uităm, mama? La? Ce sunt alea roșii? Ce e aia roșie din spate? Da, aia, ce este? Roșie. E roșie, e mașina, da? E roșie. 3 roșii, da? Yeah. Mașina din spatele meu este un Triumph din 1935, care din punctul meu de vedere este vedeta evenimentului de astăzi. Toată lumea este fascinată de ea și cu greu noi a trebuit să așteptăm rândul să facem o poză lângă mașină. Este absolut superbă și detaliile din interior sunt minunate. Proprietarul a precizat că el conduce mașina asta în California, pe autostrăzi. Bineînțeles că trebuie să adapteze viteza la cauciucurile pe care mașina le are. Este absolut superbă, dacă mă întrebați pe mine. Și mașina asta este cea care vă spuneam eu că valorează aproape 2 milioane de dolari. Evenimentul de astăzi pentru mine a fost foarte plăcut. Probabil și faptul că a fost gratuit. Mai ales. Mai ales. Că e gratuit, vă dați seama, da. Am aflat de evenimentul ăsta de pe pagina evenimentelor gratuite din New York City. Uite că și Facebook-ul ăsta e bun la ceva, mă. Mă, cred că e singurul lucru bun care poate face Facebook-ul, pentru noi cel puțin. Nu stăm toată ziua să dăm scroll la Facebook să vedem ce mai fac vecinii, prietenii și rudele. Nu prea ne interesează. Că prieteni avem. Da, prieteni avem. Rudele știm deja ce fac.
Am setat Facebook-ul să ne anunțe evenimentele astea gratuite aici în New York, o modalitate, zic eu, foarte bună de a vedea foarte multe lucruri gratuite. Chisele se adună de obicei tot felul de oameni împrejur și ai ocazia, uite, vezi o expoziție de mașini vechi, mâine poate fi un maraton prin spumă, am uitat să-ți spun. Nu este, dar l-am văzut că era gratuit la un moment dat. Era cam frică să mergem, dar oricum, ar fi fost interesant. Dacă sunteți nou veniți pe canalul nostru, vă invităm să vizionați mai multe videoclipuri înainte de a lua decizia de a apăsa butonul de abonează. Dacă vă plac videourile noastre, nu uitați să dați like la fiecare video, să comentați de ce nu, să ne spuneți impresiile voastre, pentru că prin comunicarea asta noi ne dăm seama ce facem bine, ce nu facem bine și putem să îmbunătățim videourile noastre de fiecare dată. Dacă aveți critică, vă rugăm frumos să o exprimați. Nu uitați să folosiți un ton civilizat totuși. Suntem foarte receptivi la critică atunci când este spusă pe un ton civilizat. Până atunci, noi vă mulțumim din suflet că sunteți tot timpul alături de noi și până când ne vedem data viitoare, bye bye guys!